Continuarea astăzi candidații Partidului Mișcarea Populară. Un alt domn se prezintă în fața dumneavoastră, susținând comunitatea Piatra Neamț. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă rugăm să vă prezentați. Mă numesc Moroșan Ionuț Alin, am 38 de ani, pietrean, sunt căsătorit, am doi copii, un băiețel de 7 ani, o fetiță de 5 ani și jumătate. Lucrez în mediul privat la o companie 100% românească. Am avut oportunitatea asta și mă mândresc cu asta. În același timp am și o mică activitate privată pe care mă ocup eu personal. De ce ați ales să vă înscrieți în politică în această perioadă în care toată lumea denigrează clasa politică? Eu am intrat în politică în 2013, în Partidul Mișcarea Populară, când partidul era doar la stadiu de fundație. Recunosc că am urmărit cu destul de mult interes activitatea politică până în 2013, deși m-am limitat doar la comentarii și la a da din cap și din gură, fără să fac nimic. În 2013, când a apărut platforma Mișcării Populare, am considerat că aici îmi este locul, acum e momentul. Am crezut în ideile pe care le avea Mișcarea Populară, Fundația Mișcarea Populară, ulterior ne-am transformat în partid. Am început mai mulți, am rămas mai puțini, cu timpul au venit oameni noi, oameni în care eu cred că ne regăsim, avem aceleași idei, aceleași idealuri. În plus, politica, că vrem noi sau că nu vrem noi, trebuie făcută. Și decât să o facă cei vechi care au tot făcut-o 26 de ani, poate că a venit și momentul nostru. A venit momentul ca politica românească să aibă un moment zero, un moment de resetare. Și așa cum se spune din popor că omul sfințește locul, trebuie să aducem această zicală și în politica românească. Schimbăm oamenii, schimbăm mentalitățile, în mod sigur vor veni și rezultate. Am o întrebare. Există în mediul, în spațiul public, o teorie cum că un partid mic sau un partid tânăr nu are nicio șansă în fața partidelor consacrate. Aveți această opinie? Cei care vă susțin pe dumneavoastră merg pe această opinie? În mare parte, lumea vorbește despre așa ceva, dar cred eu că este o chestie indusă de partidele mari și partidele vechi. Se bate monedă pe chestia asta doar pentru a descuraja pe cei noi, pe cei care vor să intre în politică acum, la momentul acesta, sau care au intrat în ultimii ani. Dar din marea mea experiență din ultimii 2-3 ani și din ceea ce am reușit să înțeleg eu stând de vorbă cu oamenii de pe stradă și participând la acțiunea asta din poartă în poartă, dor cu dor, cum se zice, lumea vrea altceva. Oamenii vor altceva, oamenii își doresc să vadă alte figuri, să vadă fapte mai mult decât vorbe și cred că ajutat și de schimbarea din legea electorală care nu mai permite acele bannere imense, emisiuni televizate de ori întregi la care au acces doar cei care au bani, cred că a venit momentul și e cazul ca și partidele mici, mai ales cele care au înțeles că e nevoie de un suflu nou, de oameni noi, cu idei noi și oameni care vor să se implice într-un mod cinstit în politică, a venit și momentul nostru. Care ar fi, aceasta este o întrebare pe care o repet cu fiecare domn care sau doamnă care fac interviu, care este cea mai mare problemă a comunității noastre, a orașului Piatra Neamț? Problema cea mai gravă, de fapt, nu e una, sunt mai multe, lipsa locurilor de muncă. Lipsa locurilor de muncă, din punctul meu de vedere, este generată de lipsa de infrastructură, raportat strict la orașul Piatra Neamț și la județul Neamț. Suntem izolați din punctul ăsta de vedere. Nu avem nici măcar o stradă cu patru benzi care să ne lege de un oraș mai mare, fie el Iași sau Târgu Mureș, sau chiar și de Bacău. Uneori te duci până la București, faci 3 ore la Bacău și mai de la Bacău la București, iar de la Bacău la Piatra, dacă cu puțin noroc, faci o oră jumătate, dar nu chiar două. Dacă am un întreprinzător privat, ar vrea să facă ceva la Piatra Neamț sau în zona Neamțului, s-ar lovi prima dată de bariera asta. Nu poate să-și transporte mărfurile, nu are infrastructura necesară pentru a-și aduce logistica la noi. Logistica care creează locuri de muncă. Cea mai mare problemă a politicienilor de astă dată este următoarea. Vreme de 26 de ani, cum bine ați spus, lucrurile s-au tot învârtit în jurul cozii, ca să spun așa. Asta înseamnă că procentajul la vot se estimează să fie foarte mic, iar lipsa de credibilitate acordată politicienilor, tineri sau
mai maturi, implicați mai devreme sau mai târziu în politică, este foarte mare. Cum o să gestionați această situație și cum credeți că veți reuși să convingeți lumea să iasă la vot? Cel mai important lucru din acest moment. Spre deosebire de cei de partidele mari și vechi, noi trebuie să ne facem cunoscuți. Singurul mod și cel mai cinstit mod de a te face cunoscut, de a arăta oamenilor ceea ce vrei și ceea ce poți, este să mergi în mijlocul lor. Mergi pe stradă, te prezinți, îi spui ce gânduri ai, ce vrei să faci, ce vrei să faci pentru comunitate și îi inviți efectiv să iasă la vot.